Acesta fie un fel de nod roman generalizat. Sunt cele trei culori, roșu, albastru, negru. Negru ar fi real, simbolicul e roșul și imaginarul albastru. Sunt mai multe modalități ale repetiției. De o parte, e repetiția identică. Deci când ceva se repetă în mod identic, ceva ce nu există, eventual singura imagine fiind reproducerea ADN-ului, cuvântul ar fi replicație. Și e ceva ce apare, să zic așa, ca și fenomen aproximativ în experiența psihică atunci când cineva repetă același lucru. Adică e vorba de obsesie și de delir. În general, alucinațiile, deci vocile, atunci când un subiect prezintă genul ăsta de fenomene, el repetă întotdeauna același lucru. Indiferent că e vorba de o voce care îi spune cine este, să zicem așa, își descoperă o așa zisă reîncarnare, chiar dacă schimbă, să zic că găsește o altă reîncarnare, o altă identitate, e vorba în fond de o repetiție a unui identic. Deci e simpla reproducere pe alte forme. Însă e vorba de o replicație. În momentul în care există o repetiție, dar există întotdeauna ceva nou, niciodată nu se repetă identic, asta, deci repetiția propriu-zisă, ar privi repetiția de fiecare zi. În fiecare zi repetăm același lucru. Ne trezim dimineața, trăim, adormim, ne culcăm. Asta ar fi repetiția clasică, să zic așa. Există un alt nivel care ar putea fi sub numele de recurență. Aici ar fi forța care mișcă întreaga viață în corpul propriu-zis. Deci ar fi ceea ce corespunde cu pulsiunea, cu dorința, deci motorul vieții, și care induce o astfel de repetiție. Deci recurența ar fi cumva fluxul care e înăuntrul acestor repetiții, indiferent că e vorba de replicație, indiferent că e o repetiție în care apare și ceva nou. Ei, la nivelul acelui recurență, un al doilea moment ar putea fi o reîntoarcere. Reîntoarcere înseamnă ceva ce începe, să zicem, e primul pas în analiză, reîntoarcere la originea repetiției, deci în analiză, momentul în care cineva ajunge în analiză, este pentru că apare o problemă în această repetiție, fie că e vorba de replicație, fie că e vorba de repetiție, iar felul în care ceea ce antrenează experiența analitică este o reîntoarcere pe urmele acestei repetiții, replicații, dar de fapt recurență. Deci o intrare în flux, în ceea ce ține, susține repetiția sau replicația și o reîntoarcere la început, deci în copilărie. Ei, în momentul în care are loc această reîntoarcere și să zicem în recurență, în fluxul, în ceea ce menține, deci în dorință și în pulsiune, există posibilitatea unui moment anterior, un moment anterior înainte ca această să zicem, recurență să învârtire a roții, cum este imaginea clasică, să aibă loc. Și e chiar momentul de început. Momentul de început e un fel de încarnare, deci e reîncarnare. E momentul în care intră vocea, limbajul, sunt termenii psihanalitici, dar termenii clasici sunt deci spiritul sfânt, spiritul. Deci reîncarnarea, momentul în care vocea și, să zicem, corpul se întâlnesc. Și atunci,
există posibilitatea unei atingeri a ceva ce este în realul corporal și în realul, să zicem așa, celuilalt ca loc al limbajului, loc al vorbirii, al vocii care preexistă și care ar ține, să zicem, de reîncarnare. Asta ar fi cele cinci modalități ale repetiției. Acum, ceea ce face problemă este că repetiția vizează ceva ce a fost pierdut. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să facem o schemă a celor trei situații, situația inițială ar fi sub forma unui altul. Urmarea altul complet și care ar ține loc la ceea ce este limbajul, vorbirea. Putem spune vorbirea ar fi cel mai bun termen. Așa cum ea așteaptă înainte ca corpul să reușească să vorbească. Deci e limbajul pe care îl vorbește mama în timpul sarcinii, îl vorbește tata, îl vorbesc toți cei din familie. În același timp există, la nivelul subiectului, un subiect care încă nu este subiect, un subiect care poate fi numit protosubiect, un subiect protopatic, un subiect plin, un subiect care încă nu este afectat de către limbaj. Și există apoi momentul în care cele două se întâlnesc, momentele în care apare o intersecție între cele două, un contact, un prim contact verbal, un prim contact auditiv, deci corpul, subiectul audă și începe să vorbească. E momentul care marchează intrarea în relația între cele două, a ceea ce Lacan numește falus, ca și Spirit Sfânt, din punct de vedere tradițional. În momentul acesta are loc pierdere. Pe de-o parte are loc o pierdere la nivelul lui altul, această pierdere se întrează cu abarat, și are loc o pierdere și la nivelul subiectului. Subiectul devine și el barat. Însă partea cea mai importantă sau pierderea cea mai importantă are loc la locul de întâlnire. Are loc o pierdere pe care Lacan o numează cu A micuț, între paranteze, și care reprezintă însăși pierderea, însăși lipsa ca și concept. Deci, acesta ar fi, să zicem, momentul încarnării. Iar ceea ce antrenează imediat după aceea turnura, recurența, întoarcerea, este această pierdere care se încearcă să fie recuperată și care determină o mișcare a pulsiunii, a dorinței, a cererii, și care ocolește în permanență această pierdere. O pierdere însă care nu mai poate fi recuperată. În acest moment, Lacan inventează un mit propriu, să zicem, psihanalize, dacă mitul pe care l-a inventat Freud pentru a delimita acest moment de început, este cel al lui Oedip, Lacan inventează un mit, îl numește mitul omletei. Cu alte cuvinte, acest obiect îl numește lamelă. Ceva ce are doar două dimensiuni, este transparent și este comun subiectului și marelui altul. Și de unde ideea de omletă? E atunci când vrei să faci omletă, trebuie să spargi coaja oului. Iar în momentul acela, deși se face omleta, este ceva ce se pierde. O mică suprafață, o mică lamelă, să zicem, de materie, care
nu mai apare niciunde. Și atunci, ceea ce subiectul caută, în momentul în care este prins în această recurență, în această repetiție, în această replicație, eventual, nu ține de domeniul unui complement, ca și în miturile, să zicem, mitului Platon al jumătății, ci al unui suplement. Este ceva suplimentar. Care sunt consecințele atunci pentru viața subiectului? Este faptul că atunci când subiectul are impresia că întâlnește, deci în faza imediat ulterioară, subiectul se află în relație cu această lipsă care constituie ceea ce în psihanaliză numim fantasma, iar această fantasma nu se află, să zicem așa, pe locul sau sub ceea ce a fost la început subiectul plin, subiect, proto-subiectul, subiectul protopatic, ci se află pe locul acestui altuia. Cu alte cuvinte, în momentul în care altul, prin, ca și limbaj, intră în corp, produce o separație. O separație și o extracție în urma căreia se va forma fantasma, iar această fantasma va fi întotdeauna alta. E fenomenul de alienare. Cu alte cuvinte, subiectul încă de la naștere, acest subiect barat, care funcționează în fantasma, este întotdeauna un altul, este pe locul altuia. Ceea ce face, deci, ca în momentul în care subiectul întâlnește ceva ce seamănă cu obiectul micuța, cu ceea ce a pierdut, să se află în imposibilitatea de a-l recupera. Iar în momentul în care el, să zicem, recunoaște acest lucru, ar fi momentul în care realizează că ceea ce se află pe locul său al subiectului protopatic reprezintă un altul, dar barat, un altul ca și lipsă. Cu alte cuvinte, ar fi momentul final al unei analize, realizarea semnificației lipsei marelui altul. Acum, relativ la cele trei filme care au în comun această temă a repetiției, primul dintre ele, legat de chiar ziua de astăzi, ziua de 2 februarie, ziua ursului sau ziua cârtiței, câinelui de pământ, cum apare în primul film, sunt, să zic așa, o variantă mai simplistă în primul film, o variantă puțin mai complexă în cel de-al doilea și o variantă mai dificil de înțeles în Predestination. Însă, toate trei privesc această structură a fantasmei, ceea ce se repetă. O poveste, un mit. O poveste care, indiferent că e luată în sensul restrâns al unei singure zile sau al unei singure vieți, reprezintă același lucru. O fantasmă, o poveste care se repetă și în ceea ce privește repetiția nu sunt mari deosebiri, repetiția este aceeași, dar ceea ce apare mai puțin în primul film, dar mai mult în cel de-al doilea, în limita lui mâine sau marginea lui mâine, este faptul că
Structura propriu-zisă a fantasmei este dată de semnificant. Semnificantul în filmul respectiv va fi ceea ce apare ca fi alfa și în cele din urmă omega. Adică de la A la Z este însăși structura limbajului ca, să zicem, alfa, între alfa și omega. Ar fi alfa semnificantul maestru, în notată în sinaliză, S1, cumva echivalentul falusului, iar semnificantul omega, de final, ar fi acest semnificant al lipsei marelui altul. Un alt element care apare însă în Predestination, privind aceste locuri ale obiectului, obiectul dorinței, obiectul iubirii, obiectul cererii, undeva în locul celuilalt și obiectul și subiectul propriu-zis, deci ceea ce constituie fantasma, este faptul că aceste trei poziții sunt în fond și în ultima instanță ale unuia și aceluiași. Ale unuia și aceluiași care nu poate fi imaginat decât cu ajutorul topologiei. E vorba de banda Möbius. În banda Möbius există un cerc, să zicem, o bandă cu două fețe. Să luăm întâi banda simplă. Deci, pe o singură față are loc o repetiție. În același timp, repetiția are loc și pe fața cealaltă. Dar pe fața aceasta nu se știe nimic despre felul în care are loc repetiția pe partea cealaltă. Cu alte cuvinte, ar fi conștientul și inconștientul. Conștientul de care nu poate să știe nimic despre inconștient. Ei, ceea ce propune psihanaliza și ceea ce se realizează în experiența psihanalitică este o tăietură a acestei benzi și o lipitură invers. Astfel încât repetiția, să zicem, odată are loc pe aceeași față, dar în momentul în care se ajunge la locul unde a fost tăiat și lipit invers, se trece pe fața inconștientă. Cu alte cuvinte, ceea ce părea fantasma, clasic, repetiția poveștii, apare cumva în structura ei de limbaj, în structura ei semnificantă. Și atunci are loc o parcurgere a fantasmei, dar de data asta nu ca și poveste, ca și mit, ci cum apare în limita lui mâine, ca și structura semnificantă, de la alfa la omega. Deci e vorba de un lanț semnificant, un lanț simbolic, care subîntinde lanțul imaginar, lanțul mitic, lanțul poveștii, lanțul repetiției, ca și o structură autonomă și în același timp imposibil de imaginat. Cu alte cuvinte, există ceva în real care ar fi o lege, conceptul de lege, și care leagă lanțul semnificant într-un tot, dar care nu are nimic în mijloc. Acesta ar fi pasul următor, care poate fi realizat în analiză, la finalul analizei. Începutul analizei ar fi această primă rupere și încercarea de parcurgere a suprafeței inconștiente a poveștii, iar finalul analizei e realizarea acestui loc liber, care ar fi locul realului. Deci ceea ce ar ține de conștient ar fi un imaginar, iar ceea ce ar ține de inconștient ar fi simbolic, un simbolic în real, iar ceea ce ar ține de o reîncarnare, o renaștere, în fond, un prim contact cu realul. Foarte interesantă este felul în care apare această traversare a fantasmei, pentru că în ultima instanță e ceea ce propune psihanaliza lacaniană, o traversare a fantasmei, a propriei fantasme, dincolo deci de ceea ce apare ca și conținut imaginar, un subiect și un obiect al fantasmei,
dincolo de ceea ce apare ca și structura inconștientă, simbolică, o structură de semnificanți dată de o lege, o lege de semnificație. În ultimă instanță, deci în urma acestei traversări a fantasmei, apare descoperirea unui real, care, explicitat în film, e vorba de o întreagă poveste în care personajul principal este un personaj cu două sexe, hermafrodit, însă în momentul nașterii, ea nu știe acest lucru și se dezvoltă până la momentul pubertății, în care întâlnește pe cineva de care se îndrăgostește, fără să știe că acest cineva este tot ea, la o perioadă mai avansată, astfel încât are loc o închidere, o închidere a cercului fantasme. Cu alte cuvinte, subiectul este în același timp fată, este în același timp partenerul și este în același timp și cel care realizează această unire. Momentul de final al filmului este momentul în care apare, să zicem, ceea ce ar fi realul și felul în care se rezolvă, să zicem așa, acea glumă, acel banc, în care se pune problema ce a fost înainte, oul sau găina. Și răspunsul este cocoșul. Un răspuns care, bineînțeles, nu oferă un surplus de înțelegere, doar o indicație a ceea ce ar fi acest real, acest punct al realului, acest fir al realului, ca absolut deosebit și de ceea ce este imaginarul, găina, și de ceea ce este simbolicul, oul. Deci cam asta este problema repetiției în psihanaliză. Dacă ai întrebări, mai putem continua. N-am înțeles bine la originea repetiției. Ce este la originea repetiției? Da, este acest mare A. Deci limbajul, cum este el, înainte să fim noi, oricare dintre noi. Ce se află aici? Se află, pe de parte, faptul că ceilalți vorbesc înaintea noastră. Dar ce conține, propriu zis? E un termen, tăzaurul de semnificanți. Tăzaurul de semnificanți reprezintă nu doar toate cuvintele ale unei limbe, a unei limbi, ale tuturor limbilor, nu doar, să zicem, o modalitate de a se lega o gramatică a unei limbi, ci a tuturor limbilor, și nu doar modalitățile în care ei se pot lega, formând propoziții, fraze, idei, teorii, ci toate posibilitățile în care aceste lucruri se pot întâmpla. Deci o infinitate aparent de posibilități, dar e vorba de acel infinit al lui Einstein care tinde la o limită. Este un infinit limitat. Cu alte cuvinte, dacă luăm, să zicem, acest cer sau pur și simplu această bandă
cu o singură față, cu două fețe, dar banda conștientă, deci suprafața conștientă. Aici există o infinitate de puncte, o infinitate de posibilități în care tezaurul de semnificanți se poate da, o infinitate de teorii, de variante, de povești, propriu-zis simbolice, dar e limitat. Există un real interior și există un real în afară. Din acest tezaur de semnificanți, în momentul în care are loc preluarea lui, deci copilul învață să vorbească, se stabilesc niște limite. Adică un bebeluș are posibilitatea de a învăța orice limbă, dar la un moment dat există un blocaj și dacă copilul învață o anumită limbă, nu mai poate învăța celelalte limbi. Sunt anumite sunete pe care nu mai reușește să le reproducă, deși la început el este capabil să învețe orice limbă, indiferent că e vorba de japoneză, de engleză, română sau oricare altă limbă. Cu alte cuvinte, are loc o limitare și o înscriere a unei limbi într-una dintre variante. Însă, ceea ce rămâne în acest subiect protopatic, în realul subiectului și ceea ce poate fi recuperat la finalul analizei, există toate posibilitățile de legătură dincolo de oricare dintre variantele lingvistice în potență, în virtualitate. Adică există acest loc, această gaură a tezaurului de semnificanți care se păstrează în interiorul subiectului, în locul din care el vorbește în tot timpul vieții și care e caracterizat de un fel de limbă, un fel de limbă originară, un fel de limbă primordială în care se dau toate semnificațiile deodată și toate posibilitățile de combinare între cuvinte deodată. Adică, să zicem că un subiect vorbește, e locul din care vorbește, este locul în care este această limbă originară și vorbește ceva. Dar acest ceva ce este vorbit este doar o parte din ceva ce există în locul din care vorbește ca totalitate. Adică subiectul știe deja limba română, știe deja toate semnificațiile, știe toate cuvintele, știe gramatica, dar doar o parte din ea vorbește și nu poate să vorbească într-un timp dat decât o anumită parte. Ori cât de mult ar face, ori cât de mult ar trăi, nu poate vorbi decât o mică parte. Iar în ultima instanță, tot ceea ce se poate vorbi este limitat. Însă, din locul din care vorbește, acolo toate semnificațiile sunt deja date în mod potențial, în totalitate, în toate variantele. Adică, ar putea vorbi orice din toate aceste posibilități. Deci asta ar fi ceva ce ar fi la începutul unei fantasme și ceva ce continuă să rămână tot timpul. Doar că în mod normal, deci în repetiția de fiecare zi, în repetiția fiecare cu povestea sa, are loc o repetiție pe aceeași suprafață. Niciodată subiectul nu reușește să treacă în suprafața de dedesubt, în inconștient. E nevoie de o tăietură. O tăietură în această bandă pentru a putea observa ceea ce constituie, deci ceea ce structurează povestea din punct de vedere simbolic, deci nu imaginar, ci simbolic, pentru că ca și suprafață, deci povestea un început și un sfârșit și de la capăt. Nu se poate decât imaginar, din punct de vedere imaginar. E povestită, este imaginată, este fantasmată, este o fantasmă. În schimb, în momentul în care are loc această trecere în dedesubt, care e tot o suprafață, să zicem, doar că este în aspectul simbolic, în aspectul semnificant. Subiectul descifrează ceea ce dorește, deci este dorința inconștientă, ar putea fi în termeni psihanalitici și ar fi o semnificație. Care este semnificația acestei dorințe inconștiente? Cu alte cuvinte, ce dorește de fapt? Care este dorința ascunsă? Este o dorință care nu apare în mod propriu-zis în fantasmă. Deci în fantasmă e dorința conștientă.
iar ceea ce subîntină este dorința inconștientă. Iar această dorință inconștientă privește această lipsă, această lipsă care apare în momentul în care subiectul vorbește, o pierdere, este un loc în real, o juisare a corpului care a fost în subiectul patopatic, care s-a pierdut și care antrenează întreaga mișcare. Deci, mișcarea vieții este antrenată în această fantasmă, pentru că dorința inconștientă caută să regăsească ceea ce a pierdut, dar ceea ce e imposibil pentru ea să regăsească în fantasmă. Fantasma este un cerc vicios. Și atunci are nevoie de o parcurgere simbolică a fantasmei pentru a vedea care este această dorință. Iar în momentul respectiv, dorința se este descifrată în termeni, e o dorință de această lipsă, o dorință de ce privește realul, deci obiectul nu se află în fantasmă, obiectul lipsește în fantasmă, el se află în real și atunci se poate începe, deci după ce a fost parcursă această dorință, în fiecare caz, în viața fiecăruia, această dorință pentru lipsă, pentru ceea ce o cauzează, deci variază. Deci există variații, dar în esență este vorba de o dorință pentru real. Și atunci există posibilitatea de a face pasul următor, de a prinde acest real și de a obține o satisfacție care este o satisfacție suplimentară și care să nu fie o satisfacție ratată. Eșuată în sensul în care este repetitivă și niciodată suficient de satisfăcătoare. Adică e ceva ce subiectul prins în această repetare a fantasmei intuiește, e un fel de presentiment că există o posibilitate a unei împliniri totale, doar că o ratează de fiecare dată. Și repetând, întreține speranța că undeva, cândva, această împlinire ar fi posibilă. Dar nu se întâmplă nici azi, nici mâine, nu se întâmplă niciodată. Și nu se întâmplă niciodată pentru că este capcana imaginară, este capcana fantasmei, să zic, a poveștii propriu-zis, a poveștii în imaginar, care e ca un ecran, e ca o realitate virtuală, care ca un fel de mască, dar o mască care nu acoperă un alt chip, nu acoperă o altă mască, nu este un chip dincolo. E diferența care se face în momentul în care se trece de la imaginar la simbolic, la semnificant. Ei, odată ce această trecere se face și odată ce, din punct de vedere simbolic, dorința care face să funcționeze fantasma este descifrată ca o dorință de lipsă, o dorință, putem spune, de nimic, este posibil să subiectul să regăsească acel nimic, care în același timp nu este acel nimic al fantasmei, să zicem așa, care ar coincide cu totul. Deci nu este această coincidență a contrariilor, este ceva ce ar ține de mai puțin decât nimic și în același timp în extensie, deci realul care este regăsit, mai mult decât tot. Cu alte cuvinte, e ceva ce e, pe de-o parte, dincolo de imaginar și dincolo de simbol. Este real. Ceva ce nu poate fi înțeles, nu poate fi semnificat, nu se poate da un sens și nici nu poate fi imaginat, deci mai puțin decât tot, pentru că tot ceea ce constituie fantasma sunt imagini și semnificații, deci sens și imagine. Mai puțin decât tot și mai mult decât tot sau nu tot, absolut nimic ce ține de imaginar și simbolic. Ei, la acest paradox al psihanalizei, termenul lacanian este cel de juisare. Juisarea este ceva ce se află în domeniul acesta, mai puțin decât nimic și mai mult decât tot. Este ceva ce nu folosește la nimic, există întotdeauna,
dar nu poate fi niciodată imaginat, chiar dacă subiectul crede că poate fi imaginat și îl imaginează, îl fantasmează și nu are niciodată sens, propriu-zis, chiar dacă subiectul îi dă sens. Dar acest a imagina juisarea și a semnifica juisarea ține de ceea ce face legătura, ceea ce face lipitura, deci ceea ce susține întreaga fantasmă, deci întreaga poveste, întreaga repetiție. Există ceva ce lipește această fantasmă de corpul real și acela este juisarea. Dar nu apare niciunde. Niciunde în fantasmă. Și ea este cumva interpretată greșit. În sensul în care e interpretată însă și în sensul de a repeta fantasma. Adică e ceva ce susține fantasma și o induce spre o repetare infinită. E ceva ce nu este descifrat, nu este realizat ca fiind ratat, eșuat. E ceva ce apare ca atare în momentul în care se are loc trecerea în simbolic, în structura fantasmei și descifrarea înseamnă tocmai asta. Că nu există acest obiect în fantasmă, nu poate fi găsit, este o lipsă. Această lipsă nu ține de imaginar, nu ține nici de simbolic și ține de un real. Deci e o experiență complet nouă care singura modalitate de a imagina este experiența de încorporare a vocii în corp. Asta vreau să întreb. Da, mi se pare interesant și momentul acela în care cum ajunge psihanalistul cu subiectul la momentul revelării fantasmei. Deci, fantasma este ceva ce este efectul intrării vocii. Deci nu există o poveste dacă nu e povestită. Deci trebuie să fie povestită. Este clar structurată în limbaj. Ce se întâmplă? Din cauza imaginarului, sensul acestei povești, bine, în mod obișnuit, începe și se termină și se repetă. Deci, oricum nu există alt sens, dar acesta este sensul greșit dat de însă și imaginar. Adică e o poveste, ajunge la un final, se termină, începe alta poveste și tot așa. Adică e un fel de univers al imaginarului, de data aceasta, un univers al imaginarului, să zicem, cu mult mai multe posibilități. Există acest univers al semnificanților, al tuturor limbilor, toate teoriile, toate ideile, toate posibilitățile de combinație. Și există un univers al imaginarului cu toate poveștile, toate posibilitățile de configurație, să zicem, ale corpului, ale lumii, ale relațiilor între corpuri, între subiecți, care este mult mai mare, să zicem, mai extins, dar este la fel de limitat ca și primul. Cu alte cuvinte, există o infinitate de posibilități, dar ele sunt limitate și există ceva ce le găurește.
ajunge la această semnificație a lipsei, a limitei imaginarului, nu se poate în imaginare. Și atunci secretul psihanalizei e destul de simplu, este vorba de ați vorbi despre povestea ta, deci oricine care își face o analiză nu face altceva decât vorbește despre propria sa poveste, o repetă, dar cu câteva mici secrete, să zicem așa, sunt secretele de dispozitiv, adică vorbește, își vorbește povestea, dar cu ochii închiși. Ceea ce, dintr-o dată, scoate din joc ceea ce ar fi imaginar. Există cumva proiecția, fantasme, fanteziile, dar pe măsură ce analiza continuă, ele sunt invalidate din ce în ce mai mult și este realizată din ce în ce mai mult într-o primă fază această structură simbolică a fantasmei. Ea începe să fie investigată și este descifrată, să zicem, semnificația ei, deci legea care o subîntinde, legea pur simbolică, iar această lege simbolică permite să se ajungă la semnificația, la sensul lipsei. În imaginar e foarte dificil, întotdeauna. O imagine astupă, acoperă. Deci e foarte greu să găsești în imaginar ceva ce ar da această idee a lipsei. Dar se poate și în imaginar. Este varianta topologică a imaginarului, a spațiului imaginar, în care ideea, deci în termen imaginar, poate fi dată de ideea de nod. Deci spațiul ca și nod, ca și acel punct care nu are consistență decât ca și lipsă. Spre deosebire de punctul de intersecție în spațiul clasic, imaginar, între două drepte, care, să zicem, are o consistență, care face în cel din urmă dreapta, apoi planul și volumul. E bine, din punct de vedere topologic, aceste două drepte care se intersectează nu se pot intersecta niciodată. Întotdeauna vor aluneca una pe lângă cealaltă, mai este nevoie de o a treia dreaptă pentru a obține un nod și obține o definiție a punctului care ține cont de acest imposibil, de această limită imaginară, ca și lipsă. E ceea ce Lacan a încercat în a doua parte a vieții, deci aceeași trecere, traversarea fantasmei, însă nu cu ajutorul unei logici simbolice, o logică modală, ci cu ajutorul unei logici, să zicem, ce ține de imaginar, dar în sensul de structură a imaginarului, o logică nodală, o logică a nodurilor, o logică ce ține de topologie.